Voința a reușit un start de retur foarte bun în care a adunat 4 din cele 6 puncte puse în joc în primele două meciuri. Alexandru Pelici își dorește ca acest parcurs să fie unul neîntrerupt. Suntem două echipe vecine în clasament, două echipe care se găsesc în foame de puncte, atât noi cât și Gazul, cu siguranță ne dorim victoria, sperăm să reușim să fructificăm avantajul terenului propriu și să câștigăm acest joc. Sperăm să rămânem cu picioarele pe pământ după cele 4 puncte adunate și să nu ne vedem dinainte scăpați de orice griji, pentru că deocamdată nu am rezolvat nimic. În tur, medioșenii s-au impus cu 3-0. A fost cea mai drastică înfrângere suferită de Voința. Acum jucătorii luptă pentru victorie. Noi sperăm să ne facem jocul nostru și să ne bucurăm la sfârșitul meciului de rezultatul obținut. Putea urca chiar mai mult de locul 12, trecem chiar peste mai multe echipe. Răzvan Dâlbea s-a accidentat în partida de la Târgu Mureș și este indisponibil pentru derbiul județean.